Misiunea mai puțin obișnuită pentru pompierii și salvamonteștii de pe Valea Prahovei. O vacă ce a căzut acum 2 zile într-o prăpastie a fost recuperată în urma unei acțiuni foarte dificile la care au participat peste 15 oameni. Vaca păștea în zona Valea Fetii, de lângă stațiunea Azuga, când s-a dezechilibrat și a căzut într-o băgăună de aproximativ 50 de metri. Ciobanul care o supraveghea a văzut că vaca trăiește totuși și a dat alarma. Neputincioși, oamenilor nu le-a rămas în prima zi decât să supravegheze animalul care în cădere și-a rupt un picior. A doua zi au chemat ajutoare. Foarte greu, într-o prăpastie a scăpat acolo și datorită la pompieri și la salvamântiști și la băieții ăștia cu căruță. S-a muncit mult. Da, de 2 zile e acolo. Pompierii din Sinaia și salvamontiștii din Azuga au încercat imposibilul. Deși animalul cântărea sute de kilograme, aceștia au încercat să-l ridice până pe malul prăpastiei. Nu au reușit, astfel că singura variantă a rămas intervenția pe firul apei care curgea în zonă. După mai multe ore, salvatorii au ajuns la animalul rănit și au reușit să-l urce într-o căruță și să-l scoată în drumul forestier. Destul de dificilă, pentru că e o zonă foarte periculoasă și accidentată. Am stat 8 ore până au venit băieții cu căruța. Foarte greu. Drumul e accesibil, impracticabil, foarte, foarte rău. Până la urmă, au venit băieții cu căruța, am suit-o în căruță, pe firul apei am coborât ușor, am ținut de căruță unele porțiuni. Intervenția a fost dificilă deoarece animalul avea un picior rupt și la drumul lui inaccesibil autospecial și utilaj. Am acționat cu niște cordițe din dotare și cu ajutorul celor de la Salvamont și niște oameni de în sat. Vaca a fost transportată în curtea proprietarului, urmând ca în aceste zile medicul veterinar să o consulte și să-i aplice tratamentul necesar.